Hristos a înviat. Sunt Arotela cu prima etalare la o săptămână după ce am sărbat cea mai frumoasă sărbătoare a anului, sărbătoarea Paștelui, a eliberării, a renașterii și în primul rând a credinței noastre. Eu încă sunt, mă pot numi creștină, chiar dacă sunt un pic neconvențională, o creștină complexă, să zicem. Îmbin înțelepciuni pe care le-am descoperit și în alte culturi, dar care nu m-au depărtat de creștinism, ba dimpotrivă m-au făcut să-l aprofundez și să-l înțeleg pe mai multe niveluri. Din acest motiv, în continuare, pentru mine, sărbătoarea Paștelui rămâne una dintre cele mai minunate. Și deși se pare că am fost provocați și vom fi din ce în ce mai provocați, mai ales la marile sărbători, pe care unii dintre noi ne-am obișnuit să le respectăm, să le onorăm, alții poate de-abia acum încep să-și pună întrebări și să acorde timp mai mult pentru latura aceasta spirituală. Însă, eu te mă ia vorba și vreau să fie mai scurtă introducerea, dar de ce simt eu nevoia? Să vă aduc aminte că cam acum un an de zile a ars Catedrala Notre-Dame, da? De Paștele Catolic, iar noi, întreaga lume, am sărbat Paștele Catolic-Ortodox într-o atmosferă de izolare, de restricție. Însă, probabil acesta, nu probabil, eu știu mai bine că nu e doar probabil. Cu siguranță acesta este primul test pentru unii dintre noi, unii dintre voi. Rămâne de văzut cum vom face față testelor următoare, cum ne vom susține unii pe alții în această direcție și sper ca cei care sunt în acest canal, abonați, deja poate cunoscuți, vă cunoașteți de la comentariile anterioare de-a lungul timpului, să puteți să vă susțineți unii pe alții în cazul în care eu nu am timp să vă răspund și să fiu alături. Știți cu sufletul că sunt alături de voi. Aș vrea să nu continui ce mi-am propus să fac până nu vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Am și lumină, da? Nu credeți cumva că nu este? Ești prin spate, da? Avem și lumină și încă suntem sub influența acestei sărbători speciale, măcar încă 40 de zile. Din acest motiv mi-am dorit să fac această nu etalare, e o prezentare specială. Vă mulțumesc mult de tot că sunteți alături de mine, vă mulțumesc că vă alăturați continuu acestui canal, vă sunt recunoscătoare. Și sper să vă aduc în continuare mesaje frumoase și dacă nu sunt frumoase, măcar să vă aducă inspirație în anumite momente în care poate nu știți ce să alegeți. Și asta e. Uneori nu tot ce trebuie să alegem este frumos sau este ușor. Drumul poate să fie la început mai greu și să apară frumusețea pe parcurs și invers, poate să pară frumos la început și să descoperim greutăți sau blocaje pe parcurs. Așa că voi v-ați obișnuit. Noi ne-am obișnuit. Să ajung totuși unde vreau să ajung. Vreau de câteva zile să fac, dar am zis totuși să mă bucur de această săptămână luminată. Vreau de câteva zile să fac. Și sper, sunt curioasă cum primiți. Sper să primiți bine această prezentare, că nu e etalare, în care veți alege, tot așa, niște numere, așa cum facem de obicei. Nu este un joc, nici al sorții, nici al numerelor, nici al mesajelor. Pur și simplu, este mai mult decât un joc. Este un dialog între noi și realități pe care nu le vedem, dar știm că există în jurul nostru mesageri a acestor realități. Deci, care e treaba? Mi-am propus
să alegem, în loc de cărți de tarot, în loc de cărți de oracol, să alegem împreună în fața voastră câte un citat din Noul Testament. Aș fi putut din întreaga Biblie, dar mi se pare un pic cam provocator, prea greu pentru unii dintre voi care probabil că nu știți suficient despre această minunată carte. Însă, haideți să vedem măcar Noul Testament, că am zis că suntem încă sub influența Paștelui, să vedem ce ne poate, ce vă poate, ce ne poate transmite în aceste zile. Mai ales, că am zis mai devreme, suntem cu toții provocați să ne regăsim latura spirituală, să ne regăsim încrederea, forța, conștiința și puterea de a alege sănătos. Probabil că o să alegem tot așa niște forme. Să pun pauză și încerc să le pregătesc, să fie mai ușor. Ok, am pregătit medalioanele pe care ar trebui să le alegeți. Acesta ar fi primul. Ia, vedeți? Încerc să vin mai aproape. Nu știu, deci țin telefonul într-o poziție cam incomodă. Sper că îl vedeți, vedeți? Primul. Al doilea. Deci o cruce. Să zicem, nu știu, bine, bizantină. Hai să zicem că e bizantină, deși mi se pare un pic mai altfel. Păunul. Vedeți? Crucea celtică, numărul 3, 4, inima, 5, să zic, inimioarele sau tot o inimă, cu niște figuri. Eventual puneți pauză, vă mai uitați. 1, 2, 3, 4 și 5. Da, țin un pic cam incomod telefonul, dar asta e. Acesta ar trebui să fie. Ia. Să facem noi să intre și celălalt. Da? Pun pauză, alegeți și voi. Am revenit, da? Sper că ați ales. Ați văzut bine ce ați ales, v-ați făcut timp. Mesajele vi se adresează. Vedem cum, dacă avem timp să dezbatem sau pur și simplu, dacă. Veți găsi totuși voi înțelesuri subtile în viața voastră personală și în ceea ce veți primi acum. Haideți să vedem. Numărul 1. Da, am zis că facem ceva special. Numărul 1. Ok, Marco. Wow. Wow. Marco, numărul 9 cu 2. Schimbarea la față. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a dus singur la o parte, pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut. Puh, ce fiorea! Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe ca zăpada, așa cum niciun înălbitor de pe pământ nu poate albi. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și stăteau de vorbă cu Isus. Și Petru, răspunzând, a zis lui Isus: Învățătorule, este bine să fim aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Căci nu știau ce să zică, fiindcă erau tare înspăimântați. A venit un nor și a acoperit cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas: Acesta este fiul meu, prea iubit, de el să ascultați. Îndată ucenicii, uitându-se împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur cu ei. Pe când se coborau de pe munte, el a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia fiul omului dintre cei morți. Și au păstrat în ei cuvântul acesta și se întrebau între ei ce să însemne a învia dintre morți. Mamă, ce mesaj ați primit! Și l-au întrebat zicând: pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie?
Și l-au întrebat, zic, a, am zis asta. El a răspuns, într-adevăr, Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile, iar despre Fiul omului, așa cum este scris, el trebuie să sufere mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit. Și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre ei. N-are rost să continui. Simt că acesta este mesajul pentru voi și mi se pare un mesaj foarte puternic. Sper să înțelegeți. Dacă nu acum reveniți asupra mesajului, s-ar putea în timp să primiți informații, sclipiri noi. Numărul 2. Pe 1, da? Wow. Plecarea vânzătorului este Ioan cu 13 de, da, 13 cu 18. Plecarea vânzătorului. Nu vorbesc despre voi toți, cunosc pe aceea pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura. Cel care mănâncă pâine cu mine și a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte de a se întâmpla, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Cel care mănâncă pâine cu mine și-a ridicat călcâiul împotriva mea. Ce mesaj. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte de a se întâmpla, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Adevărat. Adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Wow. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în duhul său, a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Ucenicii se uitau, deci unii la alții, neînțelegând despre cine vorbește. Unul dintre ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă, la pieptul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut deci semn să întrebe cine este acela despre care vorbea și ucenicul acela, rezemându-se pe pieptul lui Iisus, i-a zis, Doamne, cine este? Iisus a răspuns, acela căruia îi voi muia bucățica și o voi da. Și înmuind bucățica, a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu. După cum a fost dată bucățica, a intrat Satan în Iuda. Iisus i-a zis, deci, ce faci? Fă repede. Dar niciunul din cei ce stăteau la masă n-a înțeles despre ce îi zisese acesta. Unii presupuneau că, deoarece Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună, cumpără ce ne trebuie pentru sărbătoare sau să dea ceva săracilor. Deci, primind bucățica, Iuda a ieșit afară. Era noapte. Alt mesaj foarte puternic pentru cei care au ales numărul 2. N-are rost să comentez. Eu sunt convinsă că înțelegeți singuri și repet, veți înțelege, cu cât veți asculta mai des, veți înțelege ce aveți de făcut. Numărul 3. Dreptatea lui Dumnezeu. Romani, primul capitol cu 16. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, atât pentru iudeu, mai întâi, cât și pentru grec. Deoarece în ea este descoperită o dreptate a lui Dumnezeu prin credință și care duce la credință.
După cum este scris, cel drept va trăi prin credință. În continuare, starea de păcat a omenirii. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și oricărei nedreptăți a oamenilor care înăbușă adevărul în nedreptate. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit printre ei, căci el a fost arătat lui Dumnezeu, de Dumnezeu, pardon. Însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și divinitatea lui se văd lămurit de la crearea lumii, fiind înțelese de minte prin lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Sper să nu fiu deranjată. Fiindcă măcar că nu au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu l-au mulțumit. Nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Zicând că sunt înțelepți, au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nepieritor într-o icoană care seamănă cu omul supus putrezirii, păsări, animale cu patru picioare și reptile. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă poftelor inimilor să-și necinstească trupurile ei între ei, căci au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și au cinstit și au slujit creaturii în loc Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. De aceea Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi josnice, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, bărbați cu bărbați, făptuind lucruri rușinoase și primind în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au socotit ca bun să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților fără pricepere ca să facă lucruri neîngăduite. Fiind plin de orice fel de nedreptate, de desfrânare, de lăcomie, de răutate, plin de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, îngânfați, lăudăroși, nesocotitori, născocitori de rele, ochelarii sunt un pic cam slabi pentru scrisul acesta, așa, neascultători de părinți, fără pricepere, călcător de cuvânt, fără dragoste firească, fără milă. Și măcar că știu hotărârea dreaptă a lui Dumnezeu, că cei care fac asemenea lucruri sunt vretnici de moarte, totuși, ei nu numai că le practică, dar își găsesc și plăcerea în cei care le fac. Da. Repet, ca și la numerele anterioare, e bine să reveniți și să reascultați. Nu pentru vizualizarea acestui video, cât pentru a înțelege mesajul din mai multe perspective, pe mai multe niveluri, în mai multe momente ale vieții voastre. A fost numărul 3, acum urmează numărul 4. Da? Efeseni, epistola către Efeseni, capitolul 2, 11. Una în Hristos. Una în Hristos. De aceea, aduceți-vă aminte că odinioară erați păgâni din naștere, numiți necircumciși de către aceia care se numesc circumciși în carne de mâna omului. Că în timpul acela erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din noi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc, a despărțiturii. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea prorocilor în rânduielile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce,
prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor care erați departe și pace celor care erau aproape. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl printr-un singur Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos însuși. În el toată clădirea bine alcătuită crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți o locuință a lui Dumnezeu în Duhul. Sper că m-ați înțeles, eventual căutați, că v-am zis, căutați în Biblie. Eventual căutați, sau căutați și mai ascultați odată mesajul, din când în când. S-ar putea, așa mi se întâmplă, să primiți informații diferite de fiecare dată. Rămâne să facem și ultimul număr. Da? Iisus și Ioan Botezătorul. Luca 7, capitolul 7 cu 18. Ucenicii lui Ioan i-au spus despre toate aceste lucruri. Și Ioan, chemând pe doi dintre ucenicii săi, i-a trimis la Iisus spunând: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Și bărbații aceștia venind la Iisus i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine spunând: tu ești acela care are să vină sau așteptăm pe altul? Chiar în ceasul acela, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhurile și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut și ce ați auzit. Orbii văd și chiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții sunt înviați și săracilor li se vestește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. După ce au plecat trimișii lui Ioan, Iisus a început să spună mulțimilor despre Ioan: ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci de ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei care poartă haine scumpe și cei care trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci de ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre toți cei născuți din femei, nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot poporul care l-a auzit și vamei și au socotit despre căile lui Dumnezeu fiind botezați cu botezul lui Ioan. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, nefiind botezați de el. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din generația aceasta? Și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții și zic: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. Căci a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin, și voi ziceți are demon. A venit Fiul omului mâncând și bând, și voi ziceți: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită de către toți copiii mei. Asta a fost mesajul. Repet, reascultați-l, eventual citiți capitolul despre care v-am spus, aici unde l-am găsit. Recitiți-l din când în când, în anumite momente, măcar în această perioadă în care toți suntem testați, și vedeți ce alte noi mesaje mai primiți. Vedeți ce alte noi mesaje. Mesajele au fost foarte puternice.
pentru câteva numere extrem de intense și de urgente. Aș vrea să le comentez, dar cred că e mai bine să vă găsiți voi mesajele în suflet, pas cu pas, prin rugăciune și, evident, dacă vreți să-mi comentați ce ați simțit sau ce mici idei ați primit în timp ce am descoperit aceste mesaje, sunt deschisă, sunt chiar curioasă. V-am spus, a fost o etalare, nu etalare, o prezentare altfel. Pentru că avem nevoie de mesaje din toate direcțiile, în mod special din direcția cea mai autentică. Voi fi făcând eu tarot, dar, repet, cum am spus și la început, rămân o creștină neconvențională, zic eu, o persoană complexă și sper să descoperim în continuare mesaje, într-adevăr, luminate de un spirit pe care nimeni nu-l poate concura în niciun fel. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru faptul că sunteți alături de mine, alături de acest canal și în continuare căutați mesaje, confirmări, pentru că timpul e scurt și trebuie să alegem cât mai bine. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină și lumină. Am zis? Dragoste, pace, lumină. Numai bine, vă pup, pa!